Am primit pe la miezul nopții un mesaj pe Instagram. Lospa a fost atacată Vaida cu un bolovan azi. Și eram la mod ok și ce vrei să fac cu informația asta? Și am stat și m-am întrebat ce-o fi vrut să-mi zic autorul prin mesajul ăsta. Și după minute de gândit și de consultat cu cunoștințele ale deșifratului de mesaje din mesaje și de înțelesuri din mesaje, am ajuns la concluzia că individul voia să fac clip despre. Și iată-mă aici și discutând despre asta. Subiect național și alta nu. Emisiunea se numește Acces Direct și nu degeaba se numește așa, pentru că am avut acces direct într-adevăr la acțiunea propriu-zisă. Cum prezentatoarea Vaida a fost atacată de atenție, o femeie care nu purta mască. Și pe lângă nu purta nici haine. Și femeia asta, fără mască, în plină pandemie și fără haine, a atacat-o cu o cărămidă pe Vaida și a avut un schimb de replici cu aceasta, de parcă era vreo memă nereușită. Ce? Să-mi dai banii? Cine? Ce? Cine? Și problema nu e asta, problema este că lumea se miră și ar zice că mă, pare regizată treaba. Și sunt mirați de faptul că cei de la Acces Direct ar face o asemenea mârlănie și ar regiza așa ceva. Acces Direct, emisiune care, din spusele unei foste asistente din cadrul emisiunii, mușamaliza faptul că, îi mai știți voi pe indivizia vai de capul lor, care brusc au devenit vedete în România, iar Acces Direct a profitat de ei și a transformat în bătaie de joc națională și a făcut probabil sute de episoade pe seama lor, în ciuda amenzilor pe care le tot primea de la CNA și în ciuda insistențelor de a nu mai face clipuri cu aia. Adică pe bune, credeți că le pasă celor de la Acces Direct așa tare de amenzi? Așa ziceam și eu. Oamenii ăștia mușamalizau faptul că ăsta o bătea pe asta. Îmi e rușine mie să le pronunț numele. Și mușamalizau lucrul ăsta de dragul audienței, evident, și de dragul banilor, ca să mulgă subiectul ăsta până mare vaca. Și acum lumea e mirată că o tipă dezbrăcată complet s-a îndreptat amenințător cu un bolovan, cu o cărămidă, în fine, către prezentatoarea acestei emisiuni live. Și că din ce se vede pare regizată treaba. Să trecem și cu vederea faptul că aia nici măcar nu purta mască. Și într-adevăr pare foarte regizat totul. De la cum se schimbă cadrul când apare tipa fără mască și fără haine, pac, camera pe ea și pe Vaida ca să se vadă toată acțiunea din platou, nu doar cadrul cu Vaida, și până la faptul că o tipă a intrat dezbrăcată cu o cărămidă în mână și, atenție, fără mască în platou de filmare. Din câte știu eu, ăștia de la Acces Direct au sediul în fostul cinema Excelsior. E, intri în clădire și până ajungi pe platou ai ceva de mers, timp în care treci pe lângă persoane dintre care și paznici bănuiesc. Plus, în platou există backstage, iarăși cu o mulțime de oameni. Cum sfinte cărămidă căzătoare nimeni nu a reținut-o pe individa asta? Oare să fi crezut toți oamenii din platou că tipa dezbrăcată cu cărămidă mână invitată? Bine, la ce fel de oameni au trecut prin platoul ăla ca și invitați nu m-ar mira deloc și nu ar mira pe nimeni. Iar acum ăștia de la Acces Direct au declarat că vezi tu, de fapt atacatoarea suferă de retard mental, nu mai spune, și că de fapt a intrat printr-o ușă laterală neasigurată. Că se știe, clădirile astea de emisiune au uși laterale neasigurate ca să intre oricine când vrea ca la mus acasă. Mă mir cum de până acum n-a intrat Armana Basi să facă vreun prank sau să șpargă vreun nou în cap sau ceva, dacă tot. Evident a fost implicată poliția și, atenție, prezentatoarea acestei rușini de emisiuni, că altfel n-am cum să-i zic, se gândește să depună plângere pentru tentativă de umor. Se gândește că atunci când cineva vrea să-ți dea cu o cărămidă în cap și din diverse motive scapi de afăr, tu stai și te gândești că dacă se depui plângere sau nu. Mă, oare se merită? Hai mă, că poate a avut o zi proastă. Poate nu a vrut. Poate din greșeală. Bine, cei drept am văzut oameni pe internet care ziceau că ăla e un bolovan de plastic. Mă, nu prea e. Dacă vă uitați la crepătura pe care o lasă și dacă ascultați sunetul de după impact. Dacă e ceva real din toată situația asta, atunci cu siguranță e bolovanul. Și sânii lăsați ai doamnei atacatoare. V-am zis prea multe semne de întrebare pe care cu toții ne le-am pus de la o emisiune cu probabil cea mai proastă reputație. De atunci când am fost invitat la emisiunea asta acum ceva timp, nici n-am stat pe gânduri. Zici că s-a autocompletat răspunsul meu că ferească Dumnezeu. Nu! Indiferent dacă a fost sau nu regizată toată scena asta, eu zic că și-a atins scopul, toată lumea a vorbit despre. Inclusiv eu, ce să vezi. Și am făcut clipul ăsta mai mult ca să fac gluma că cum de-a intrat aia fără mască peste Vaida în platou. Acum pe bune, cum de-a intrat aia fără mască în platou? Și am putea spune că cărămida, bolovanul și capul prezentatoarei nu au fost, atenție, nu au fost, uite așa!